Potrivit IPJ Argeș, conflictul ar fi izbucnit în cartierul Trivale. Un apel la 112 a anunțat scandalul și oamenii au cerut intervenția polițiștilor. Imediat către locul indicat s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, jandarmi, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, care nu au mai găsit la fața locului nicio persoană. În urma verificărilor efectuate de polițiști au fost identificate două persoane implicate, una dintre acestea prezentând traumatism craniofacial, fără a rămâne internată. În continuare se fac cercetări pentru identificarea tuturor celor implicați și luarea măsurilor legale care se impun. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar verificările continuă.